Nu le iau, dacă le iau, să mor eu, dacă le iau. Dacă e vorba, tu ai dreptul la social, ai drujba, ai tractor. De-aia luași, băi, nisipul de colo, că... Tu mănânci asocial cu copil, tu mănânci asocial cu copil, cu tot, n-ai dreptul, că aia... Uite, doamne, unea, uite și potracuzea. Du-te și potracuzea, de răului unea mă dus-o. Uite acolo unii câinile ăla, să-l mă bate pe mine lângă tata și lângă mama, dacă i-am pus așa mâna pe copil să-l împing. I-am spus... Eu am drumul ăsta petruit de mine. Cele două familii se ceartă aproape zilnic din cauza că nu ajung la o înțelegere cu privire la drumul care separă cele două gospodării. A fost de ajuns ca una dintre familii să toarne câțiva saci de balast pe ulița din sat și a început o adevărată revoluție. S-au pus aici în drum, să facă ei umplutură. Și am spus, nu pui în drum, pentru că drumul ăsta, dacă tot pui în continuu în el tot rezidurile, vine peste mine. Și am pus copilul să le ia de aici, pe Emanuel. De 13 ani și ei au început să sară la bătaie la copil. S-a dezbrăcat în fundul gol, nu am putut să-l înregistrez pentru că nu mi s-a salvat. În 8 ani de zile, familiile cu pricina nu au rămas niciodată în pană de idei atunci când a venit vorba despre ceartă. Mai nou, orientarea religioasă este sămânța de scandal. La vederea camerelor de filmat, spiritele s-au încins și mai rău. Că el e pocăit și eu să le religia mea și nu vreau să mă dau la pocăința lui și pe asta e ce udă cu lui. Că el vrea să ne vadă pocăiți ca el. Nu mă poți obliga, mumă, tu pe mine, eu să plec din religia mea. Băieți, uite aici așa. Nu, vă rog frumos. Te rog frumos. Plecați de unde venire. N-aveți voie să-mi pot. Chemați primăria. Cele două familii din satul Hinova sunt hotărâte să nu renunțe prea curând la seria certurilor care durează de aproape un deceniu. Ambele familii vor să-și caute dreptatea la tribunal, mai ales că nu se află la primul proces pentru abuz ori agresiune.